Pentru siguranța cetățenilor în perioada 30 iunie-6 iulie anul curent, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost permanent la datorie pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. În urma activităților au fost constatate două infracțiuni la regimul circulației rutiere, conducerea unui vehicul neînmatriculat. De asemenea, pentru nereguli constatate, polițiștii au aplicat 182 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind de 37.585 de lei. Dintre sancțiunile aplicate, 124 au fost la legea 61 din 1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 51 la regimul circulației rutiere, 3 la ordonanța de urgență guvernamentală numărul 97 din 2005 privind domiciliul și reședința, iar diferența au constituit alte abateri. Totodată au fost ridicate în vederea suspendării 4 permise de conducere, obiectul suspendării fiind neacordarea de prioritate vehiculelor și nerespectarea culorii roșii a semaforului. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost reținute și 4 certificate de înmatriculare. Reamintim tuturor cetățenilor că polițiștii sălăjeni acționează permanent pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea comunității, fiind pregătiți să intervină atunci când situația o impune.